Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, ne reîntoarcem cu un nou sezon Rețeaua de Idol. E destul de complicat să te gândești pe cine să ai ca să saluți pentru prima dată într-o rețea care se consolidează după notorietate, după reputație, după respect, după enorm de multă simpatie și, mai cu seamă, după ceva dragoste pe care le adună fiecare din invitații pe care îi avem. N-a fost foarte complicat să facem o alegere pentru acest început de toamnă, pentru că invitata pe care o avem astăzi e cam greu să nu fie recunoscută. Chiar dacă n-o vezi, o auzi și are o voce care se identifică de mult cu discursul domniei sale, unul care e tranșant și diplomatic în același timp, unul de care ne e drag și pe care abia îl așteptăm să-l auzim din când în când pe lângă un podium de premiere. Doamnă, bine v-am găsit, pentru că am venit aici în clubul ăsta pe care l-ați gestionat o perioadă. Cam cât? Bună ziua și îți mulțumesc pentru acest privilegiu să fiu din nou prima. Nu mă puteam califica cu alt loc. Acest club l-am condus aproape 8 ani de zile, iar această sală mi-este atât de dragă încât nu am cuvinte să mă exprim. Este în această sală a trofeilor, Muzeul Sportului Dinamovist, cum îmi place să spun, a adunat toată istoria Clubului Sportiv Dinamo și multitudinea de campioni care se regăsește în aceste tablouri. Și eu și băieții din echipă tot recunoaștem câte un nume și nu ne vine să credem că tot la Dinamo a fost, am văzut Mihai Covaliu, bine, Ivan Pațai, când știa toată lumea și statuia în fața clubului. Bine, acum e și David Popovici, ce să zic, tot la Dinamo. Am observat că iar canotajul a mai luat niște medalii. Multe, încă o dată. Multe. Nu e bine? E neverosimil, pe cuvânt. Adică în vremurile astea în care nu facem decât să ne plângem, să ni se pară că n-avem, că nu putem, că avem un destin tragic, că nu mai funcționăm împreună, ci doar fiecare pe culoarul lui, la canotaj se poate împreună. Stai puțin, asta nu înseamnă că eu nu mă plâng. Mă plâng și eu. Vă rog, dar încep să notez. Dar nu rămân doar în faza de plâns. Mă plâng, caut soluții. Și bineînțeles că trebuie să găsesc și un răspuns. Și un răspuns pe care poate nu-l găsesc atunci când mă plâng. Găsesc peste o zi, peste două, peste nouă, peste o lună. Asta înseamnă că trebuie să ai perseverență, să ai nervi tari, să nu te lași bătut. Și astea sunt niște calități pe care sportul ți le dezvoltă și văd că la mine a dezvoltat atât de bine, încât, într-un cuvânt, oricât ar fi de greu, că îmi este greu, îmi este enorm de greu. Chiar îmi spunea soțul meu zilele trecute, zice, Elisabeta, tu acum muncești mai mult și când erai președinte de federație, erai și președinte de club. Muncești mai mult și când ai fost ministru. Acum pleci dimineața, vii seara, azi ești la Snagov, mâine ești la Năvodari, poi mâine ești la Iași. Da, performanța cere nu numai sacrificii. Performanța cere și multe, multe alte lucruri și cere și o finanțare pe măsură și cere și specialiștii pe care noi nu-i avem și trebuie să-i căutăm și trebuie să-i plătim și pentru asta avem nevoie de ajutor din toate părțile. Statul niciodată nu ți acoperă partea financiară de care avem nevoie. Sună foarte formal și foarte artificial așa să spui că performanța cere sacrificii. E aproape ca un din ăsta pe care îl folosim în formulări scurte, în care nu găsim altă rimă. Nu faci, să știi. Primul lucru cere sacrificii. Pentru că tu, sportiv, dacă nu ești dispus să stai într-un cantonament, să respecti niște lucruri pe care ți le trasează antrenorul. Antrenorul, dacă nu este dispus să se sacrifice, să stea în cantonament cu sportivul. Tot colectivul tehnic, de la medici, asistenții, masiori, kineto, dacă nu sunt dispuși la sacrificiu, cauza este pierdută. Pentru că sportivul, oricât de bun ar fi el, dacă nu are și armata asta de specialiști în spate, el nu poate să atingă nivelul maxim de performanță. Ați fost la 6 olimpiade consecutiv, prima dată la 19 ani. Da.
ați cucerit 8 medalii olimpice. Da. Și mai mult decât atât, ați primit într-o dimineață de ianuarie 2000... Da, exact, 8 ianuarie, de la TVR. De la TVR ați primit-o? De la TVR a fost, da. N-am știut. Da, exact, de la TVR. Ați fost desemnată cea mai bună canotoare a secolului 20. Nu, ați fost desemnată cea mai bună canotoare de la război încoace. Și eu am zis, domnule, mai avem până la 1 aprilie, suntem totuși pe 1 ianuarie. Nu, doamna Lipă, deci sunteți desemnată cea mai bună canotoare a tuturor... Povestiți-mi un pic despre asta. Cine a formulat asta? Federația Internațională. Federația Internațională. Da, păi n-are multe canotoare cu longevitatea mea, cu palmaresul meu. Era prima dată când se alegea un nume care să definească performanța? Da, da. Era prima dată trecusem în 2000 până... următorul secol, da. Și eu am prins și secolul trecut. Vai, ce, nici nu vine să cred, nici nu vreau să mă gândesc. M-am simțit extrem de în vârstă și eu totuși mă vedeam extrem de tânăr. Am mai participat la încă o ediție a Jocurilor Olimpice. Dacă nu ți se spune, de la război încoace, de la tuturor timpurilor, ai senzația că e ceva undeva așa în trecut. Dar în același timp te simți și... Eu m-am simțit tare mândră că am reușit această performanță. Eu, pe partea feminină și pe partea masculină, Steve Redgrave, omologul meu din Anglia. Ce-i drept? La noi s-a trecut așa cu foarte ușor cu vederea, ca și cum ar fi fost ceva normal, dar de fapt nu era normal, pentru că sunt unicat. Vrei, nu vrei? Iar în Marea Britanie? Iar Marea Britanie l-a chemat, regina i-a dat titluri. Dar asta putea să vă și liniștească, da? Pentru totdeauna. Să spui, domnule, mai mult de atât, ce să mai fac? Adică stau acasă, liniștită, probabil că undeva așa un fel de recunoștință și financiară o să apară de la un punct încolo, mă pensionez, cel puțin din sport. Dar departe de dumneavoastră, ați mai fost la încă o olimpiadă. Da, deci... Acolo, și mă sincer... mai duceam la încă una. Ați vrut și în 2008 să mergeți? Deci am vrut să mă duc și în 2008. Eu pentru fiecare ediție, deci după ce am ajuns la 3 titluri olimpice, să zic, da? Al patrulea a venit. Știam, mă duc la al cincilea. Deja știam ce mă așteaptă. Eu am 3 retrageri cu 3 reveniri. Exact. Deci astea sunt mai rele decât atunci când ai continuitate în pregătire. Da, ți-o că... retragere cu ceremonie? Adică a fost cu fast? Nu. O retragere, să zic, psihică, da, pentru mine. Odată am devenit mamă pentru că am zis, e și normal, mă ia valul olimpiadelor așa și mă trezesc la o vârstă când viața fără un copil e așa, ca treci ca gâsca prin apă, trebuie să ai urmași, trebuie să lași palmaresul cuiva care să ducă mai departe, să se mândrească. Și aveam o motivație pentru fiecare participare, că deja la atâtea ediții nu m-a mai încânta nimic, știam cum este să particip, știam cum este pe podium și deci, am zis, domnule, vreau acea pistă olimpică pentru canotajul românesc, statul român măcar una să construiască. Pentru că am senzația că toți cred că această pistă olimpică este un SF care nu se poate realiza la noi. Până și vecinii noștri bulgari au 3, organizează an de an campionate europene, mondiale, cupe mondiale, nu contează toate categoriile. Iar noi, ei sunt pe nicăieri, iar noi am fost 3 ediții a Jocurilor Olimpice pe primul loc, pe națiuni. Și noi nu putem organiza o competiție la noi în țară. Și am zis, ăsta este singurul lucru care mă poate scoate din casă. Ca să-mi las copilul, să-mi las casa, să las tot și să-mi revin în pregătire. Bineînțeles că nu s-a întâmplat. Și dacă nu s-a întâmplat, nici eu n-am revenit. În ce fază suntem cu această pistă la care visăm? Exact ca înainte de 2008. Glumiți? Nu glumesc. Cu toți canotorii, cu toți campionii și de anul trecut de la olimpiadă. Aproape că i-am obligat să definească ce înseamnă această pistă olimpică. Nu e nimic extraterestru. Nu este nimic extraterestru. Deci când ai apă, 90% din probleme sunt rezolvate. Pentru că pe acea apă se înșiră, să zic, cele 8 culoare
care acum sunt și moderne, se pot strânge ușor, se pot întinde foarte ușor. Bineînțeles că trebuie să ai acest lac în apropiere de București. Lungimea cât de mare trebuie? Lungimea trebuie să aibă 2 km și maxim 100 de metri. Așa. Și când le ai pe toate acestea, adică apa, și ai unde să înșiri aceste culoare, deja ai, de aici încep beneficiile pentru autoritatea publică, că e centrală sau locală. Pentru că ai nevoie, că aduci o competiție. O competiție înseamnă în jur de 1000 de sportivi, nu mai zic suprastructură, nu mai zic televiziuni, deci toate aceste lucruri. Care înseamnă imagine pentru comunitate, înseamnă pe plan financiar profit, pentru că plătesc masă, casă, costurile sunt foarte mari. Plus că le oferi sportivilor tăi șansa de a concura acasă. Eu asta în nu fața mai propriului public, da. Făcând tu economie, da, ca stat, corect, pentru că nu-i trimiți, corect, da, să se înțeleagă că ăsta e un, da, sport în care pleacă bărcile, nu, da, pleacă doar sportivii. Corect. Care înseamnă o logistică, da, foarte complicată, pentru că bărcile pleacă cu cât înainte de competiție? Cu 3-4-5 zile, depinde, pleacă și cu o lună dacă sunt peste ocean și cu câteva zile înainte de plecarea, de sosirea sportivilor la locul de concurs, pleacă bărcile. Într-un final, am găsit un primar deschis, care și el la rândul lui, primăria orașului Pantelimon și Consiliul Local al orașului Pantelimon, care s-au judecat, cred că în jur de 10 ani, și au devenit administratori ai lacului Pantelimon, și atunci putem vorbi de această pistă olimpică. Asta e o veste bună pe care o comunicăm, că vom, da, avea cândva o pistă de lacul Pantelimon. Eu, nu știu, vreau anul viitor să organizăm un campionat balcanic pe lacul Pantelimon și voi face tot ce ține de mine și ce nu ține de mine să se întâmple acest lucru. Deci România n-a organizat niciodată o competiție internațională de canotaj? Nu, niciodată, că n-are unde. Da, e de necrezut. Este de necrezut și cu rezultatele și cu performanța asta. Reformulez. Nici măcar ceva, nu știu, Tineret Speranțe, UTC. Nu, pentru că noi avem... Universiadă, la... nu știu ce să zic. Noi avem la Snagov 4 culoare de antrenament. Că normal, nu poți să tragi așa în orb. Trebuie să știi de unde pleci, unde ajungi, ce timp scoți, cam unde te afli... ce trebuie să îmbunătățești, ce nu trebuie. În acest moment ne oprim, pentru că s-a terminat emisiunea pentru adulți. Începe, bravo, una pentru copiii care n-au aflat până acum cine este Elisabeta Lipă. Poate să intre și publicitatea, când ne întoarcem, poate aflăm ceva ce n-a aflat nimeni până acum. Vă rog să povestiți, pe înțelesul celor mici și celor mari, totuși că îi primim și pe ei, ce înseamnă sacrificiu când e vorba de performanță. Pleacă un tânăr de acasă, da? De la el, de unde ar fi el, din România? În general din Moldova sau de pe lângă Dunăre, că de pe acolo vin toți cei care fac canotaj să sau caiac. Să știi că au început să vină și din Voltenia, ușor, ușor. Da? Da, deci domină Moldova, domină Bucovina, dar încep să se împrăștie și în țară și asta este un lucru. Îl găsești, da? Te duci. Îl găsești. Cine se duce? Se duce. Și-l caută. Noi avem afiliate la Federația Română de Canotaj 35 de cluburi. Fiecare club are niște antrenori. Antrenori selecționeri, antrenori care inițiază și până la antrenori care șlefuiesc. Echipa, vorbim de echipa olimpică. Federația ce face? Antrenorul găsește, federația vine și finanțează. Avem un program centre de juniori mici, care rămân copiii lângă antrenorul selecționer, că el îl inițiază, îl pregătește. Următorul an, noi ca federație organizăm o selecție, pe cei mai buni îi aducem în centrele olimpice de juniori, care acea povară financiară se ia de pe umerii federației. Aș spune că ăsta e un domeniu, da, în care chiar este atât declamată meritocrație. Da. Aici nu mai e
să fie a cuiva. Nu. Să sune cineva pentru nu tine. Poate. Dacă aici e doar rezultatul. Ai trecut ultimul linia de sosire, poți să sune și președintele țării, că degeaba sună. Așa. Și după care ei frumos urcă, sunt pregătiți de antrenori. De asta zic că sacrificiu suprem este să stai în cantonament. Că acum, pe unii, eu am stat o grămadă de ani în cantonament și mi-a plăcut. Viața de cantonament este atât de frumoasă încât dacă aș avea câțiva ani buni în urmă, eu tot acolo aș fi. Cantonamentul este ca o familie, prima ta familie, că de fapt stai mai mult acolo și acasă mai puțin. Dar în vremurile actuale, cantonamentul te omoară psihic. Nu mai suporți, trebuie să ai viață socială, trebuie să ai libertate, trebuie să... Nu le poți face pe toate. A, poți să ai, dar cu siguranță că să ajungi campion olimpic având toate aceste lucruri, este greu să ajungi. Cât înseamnă cantonament dintr-un an întreg de competiție? Păi înseamnă cam 11 luni de pregătire și cu o lună de pauză, dar... Deci ăsta e primul sacrificiu, dacă definim sacrificiu, asta e cea mai mare... Mă refer, da. Că trebuie să fii pregătit, cu toate că metodele de antrenament acum sunt destul de facile și ai la dispoziție, stai în cantonament 3 săptămâni, o săptămână poți să te duci în Honolulu, dar antrenorul spune, ai obligația să faci un antrenament de menținere. Nu contează, nu trebuie să vă slești. Poți să te duci la o sală, poți să... Plus că există acele simulatoare care au funcționat în pandemie. Da, sigur că da, deci există, da. Nu numai la noi, că în toate sălile de fitness, simulatoarele noastre sunt... La mod acum, da. La modă... De vâslit, un aparat de vâslit, da. Deci, sacrificiul nu este atât de mare. Nu stai în cantonament acolo și nu te lasă portarul să ieși din bază. Elisabeta Lipa. Când apare motivația, care apare personal la fiecare, se identifică cu dorința de a câștiga individul respectiv? Normal, nici eu n-am visat când am început canotajul că o să ajung la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, dar ambiția m-a caracterizat când am prins gustul, să zic, a campionului, când am văzut ce înseamnă, ce sentimente trăiești, cum ești privit. Și dacă organismul te ajută, de ce să nu faci? Durerile apar la antrenamente, că nu poți fără durere. Fără durere nu poți să câștigi. Eu am învățat de la antrenorii mei și n-am înțeles când îmi spunea. Acel sportiv este campion care știe să treacă peste pragul de durere. Și nu înțelegeam ce e, cum adică, ce prag de durere. Adică orice sportiv are punctul mort. Și dacă el se antrenează zi de zi ca să știe să treacă cu câteva lovituri prin acel punct mort, el se duce în cursă ca și cum atunci a luat startul. Cât ați fost ministru? Un an și aproape 2 luni. N-ați încercat să schimbați nimic? Într-un an de zile nu prea poți să miști foarte multe lucruri. Eu am fost avantajată pentru că am condus până atunci un club mare. Clubul Dinamo este cel mai mare club din România. În afară care secții sportive... De la toate sporturile? 30 și ceva de secții sportive, că avem și sporturile de iarnă de la Brașov, are și atâta infrastructură sportivă. M-a avantajat că veneam dintr-un club sportiv, m-a avantajat că am condus și conduceam o federație care era în topul federațiilor. Și atunci am zis trebuie să fac cât mai multe lucruri pentru sport. Sportul trebuie să devină o prioritate națională. Și fiecare să știm unde ne este locul. Vrem rezultate la Jocurile Olimpice, atunci investim în sporturile care au potențial, care au un istoric, care ne fac mândri să fim români. Avem federații care performează pe plan mondial, atunci investim acolo. Investiția în copii este cea mai mare investiție a unei țări. Că ei sunt viitorul, că sunt în sport, că sunt în alte domenii.
Și atunci când o să înțelegem că aici trebuie să investim, aici autoritățile locale trebuie să investească masiv în zona asta juvenilă și să investească în infrastructură sportivă. Și de aici noi, cei care ne ocupăm de înaltă performanță, avem bază de selecție, avem tot. Dar noi n-avem. Și când spun, zice, a, este foarte dură. Doamna Lipă este foarte dură. Dar eu nu sunt dură. Chiar mă doare când văd așa, că eu, sportul este viața mea. Și eu consider că am ajuns la un nivel, am demonstrat că acolo unde am fost pusă, am făcut treaba, am lăsat ceva în urmă. Eu personal v-aș lua de mână și v-aș duce în toate școlile din România. Cum asum? Dar eu am fost ca ministru, am făcut oră de educație fizică. Așa, unde? Unde, în primul rând, nu am putut să-mi aleg eu școlile. Pentru că au avut senzația că dacă mă duc în școală, cine știe, revoluționez școala aia. Și mulți n-au vrut. Și am ales școlile unde au vrut să facem. Erau școli de oraș sau școli de oraș? În București, eu nu vorbesc în București. Nu mai în București. Și am zis, eu vreau să mă duc la clasa primară, să fac o oră de educație fizică cu o clasă, nu contează. La copiii pe care i-am obligat acum să stea ca să prindă, cine e doamna asta care a fost la 6 olimpiade, la 6? La 6. Da, aceasta e doamna, da. Pentru că eu, în mandatul meu, am gândit acest recensământ al populației școlare, unde profesorul de educație fizică avea obligația să facă 2 măsurători pe an, biomotrice și antropometrice, și așa vedeam și cum, de unde pleacă copilul și unde ajunge până la liceu. Adică dar, să-l vezi ce potențial fizic are și așa. Ce poate fi folosit. Și m-am dus în școli. Deci m-am dus în școli unde am fost primită cu brațele deschise, unde profesorii abia așteptau să facă acolo o oră împreună, unde copilașii au fost entuziasmați și... Știau ceva despre canotaj? Știau despre tot, că eu n-am mers singură. Am mers și cu Mihai Covaliu, am mers și cu Andreea Răducan, am luat sportiv după mine, ca să ne cunoască, să vadă, și sunt foarte receptivi și drăgălași și vor. Dacă s-ar face asta, nu știu, lunar, unde am... Ați fi dispusă să mergeți? Dar bineînțeles, eu am zis că e vorba de sport, oriunde. Oriunde merg. Cum a fost cu întoarcerea aia din 2004? Deci, în 2000, deci ați aflat că sunteți cea mai bună canotoare dintr-un secol întreg, de la război încoace, da? Când am decis să fac prima pauză, am zis că nu rămân în club. Să stau, degeaba, că puteam. Era să în stau. Anii 90. 94, după jocurile, după campionatele mondiale. Și am zis, simt nevoia să fac un an de pauză. Am făcut un an de pauză, dar în acel an am mers la muncă. Și am lucrat la Poliția Capitale. Mă sculam de dimineață, la 8 eram la muncă, la 4 plecam. Deci mi-a plăcut enorm de mult, că n-am mai vrut să mai revin pentru Atlanta. Și președintele Comitetului Olimpic era regretat Alia Manoliu. Și când mi-a zis, Elisabeta, tu trebuie să te întorci. Nu, doamna Alia, nu mai pot să mă întorc pentru că nu mă lasă șeful meu. Dar cine este, dragă, șeful tău de nu te lasă? Șeful meu nu mă lasă, are nevoie de mine la muncă. Dar mie, am mințit, ce-i drept. Dar mie îmi plăcea ceea ce făceam. Nu stăteam la birou, lucram la operații și secretariat și se făceau planuri de măsuri pentru toate meciurile, toate activitățile, spectacole, tot ce ținea de sport și de divertisment, să zic, în București. Și cu șeful meu eram pe teren mai tot timpul. Deci era o viață bună, da. Da, îmi plăcea ceea ce făceam și... Și până la urmă n-am scăpat, că a zis, nu, eu vin să vorbesc cu șeful tău că tu trebuie să participi pentru... Bine, întoarcerile astea, să ne înțelegem, nu-s ca și cum ai făcut o piruietă și ai și pe ușa ai intrat da, pe da, alta. Da, am făcut pauză un trebuie an să reintri. Psihic, să te pregătești, că începi cantonamentul, începi pregătirea, începi tot. Acum mai sunt 10 metri, 5 metri, România este campioană olimpică la 8+1 fete. Toți nervii mi-am vărsat pe această ramă și pe această probă după eșecul care l-am avut în simplu. Și mă bucur enorm de mult pentru că, de fapt, pentru proba de 8 m-am reapucat după un an de pauză.
Simt că nu am nimic. Parcă nici n-aș fi făcut efortul ăsta. Ați devenit mamă în ce an? După Atlanta. După Atlanta. În 97. Dar am strâns din dinți și am zis, dacă am ales să fac pasul ăsta, trebuie să-l fac la cel mai înalt Atlanta nivel. Atlanta a fost în 1996. 96. După Atlanta m-am retras, am făcut Atlanta pauză. Atlanta cu ce medalii s-a lăsat? Cu aur s-a lăsat, bineînțeles, pe nu reveneam pentru finală, niciodată. În ce probă? O plus 1. La 8 plus 1. Da, am încheiat Barcelona cu aur în schif simplu și argint în proba de dublu vâsle. Și pentru 96 am revenit, dar i-am zis antrenorului, nu mai pot vâsle, mi-ajunge toată viața mea de până acum. Am tras vâsle. În simplu, plecam prima de la ponton la antrenament și veneam ultima. Treceau toți pe lângă mine ca rapidul de Suceava. Și zic, schimb proba. Și am ieșit, bineînțeles, campioană olimpică, pentru că nu puteam să revin nimic în lume pentru altă culoare de medalie decât... Deci ați tras pentru aur. Cea de aur. Știu și copilașii, sportivii, federații ai mei, ai noștri, că cea mai mare, eu pentru ei fac, mă dau peste cap și fac imposibilul posibil. Dar mulțumirea cea mai mare pe care ei pot să mi-o facă este aur. Acea medalie care are cea mai frumoasă culoare, galbenă. Săraci sportivi. Da. Și acum la europene să revin motoul nostru, după ce am fost în cantonament cu ei, am stat, zic, care e motoul acestui campionat? Să uitau ei la mine așa, zic, hai că vă spun eu. 10 pentru România. Și s-au uitat așa, au rămas blocați. Da, dacă nu ne punem niște obiective îndrăznețe, niciodată nu o să le atingem. Deci le-ați cerut 10 medalii? 10 medalii, da. Și cu câte v-ați întors? 9. Au? 9. Și când ne-am întâlnit ieri în aeroport, au zis, noi am vrut, dar nu ne-a ieșit. Pentru la anul, obiectivul nostru este 10 pentru România. Da. S-a dat startul și fetele noastre undeva în față. Tensiunea cea mai mare nu e la start? La sportiv tensiunea e mare și cu cât nivelul este mai mare, cu atât emoțiile sunt pe măsură. Jocurile olimpice sunt competiția supremă. Ele se desfășoară o dată la 4 ani. Păi nu poți compara cu aceleași emoții pe care le trăiești la europene, la mondiale, la cupe mondiale, când dorința este enormă să vrei să ieși campion olimpic. Păi ai niște emoții că dacă nu știi să ți le gestionezi, oricât de bine pregătit ai fi, nu câștigi. N-ai cum să câștigi că dacă te dovedesc emoțiile. De asta sportivul trebuie să fie pregătit și psihic, el trebuie să fie pregătit și fizic. Emoțiile la el cresc în funcție de am intrat în concurs. Și atunci zici, am serie, mai am o șansă. Dacă nu câștig din prima, mă duc în recalificări. Vin recalificările, vine semifinala. Deja, când se apropie finala, nu mai ai aer. Deci simți că vrei să tragi aer și nu mai intră de emoții. Dar trebuie să știi să ți le gestionezi. Aveam niște emoții de se simțea, știi cum, la încălzire în barcă, se simțeau că ne tremură picioarele. Dar niciuna nu spunea nimic. Ascultam cărmaciu și eram hotărâte pe ceea ce aveam de făcut. Asta la 8 plus 1, dar când erai singur și știai că totul e pe tine? Când eram singură, ziceam așa, ăsta este trebuie să-l câștig. Este ultimul concurs al meu în simplu, dar trebuie să-l câștig și gata, mă las. Asta era întotdeauna consolare. Asta era întotdeauna, da, consolare. Muncesc să câștig și după ce am câștigat, gata. Las proba asta, că ești tu
cu tine. N-ai cu cine vorbi, nu te ajută nimeni, nu schimbi o vorbă, deci ești tu și atât. Elisabeta Lipă se pare că într-adevăr a scăpat în câștigătoare și... Elisabeta Lipă este noua campioană olimpică în proba de simplu! Bravo! Bravo, Uță! Bravo! Bravo, Elisabeta Lipă, noua campioană olimpică la schif simplu. Dar există o probă vedetă cum e la atletism 100 de metri sau la not? Există și în canotaj? În canotaj, până acum câțiva ani, regina probelor era simplu, pentru că acolo nu erai dependent de un alt coechipier, erai tu, tu îți exprimai valoarea, tu erai campion pe forțele tale, pe comportamentul tău, pe tot. Dar nu poți să compari, eu sunt campioană olimpică în toate probele din canotaj. Bucuria și cum satisfacțiile cele mai mari, eu le-am trăit în barca de 8+1. Deci eu când vorbesc, uite și acum, se zbărlește pielea pe mine. Pentru că retrăiesc momentele din echipă. Ce înseamnă că sunt foarte mulți care vorbesc, spirit de echipă, să dezvoltăm, să facem, nu știu ce, dar nu foarte mult știu ce înseamnă spiritul ăsta de echipă. Ăsta poate spune doar cel care l-a simțit, cel care l-a trăit și cel care a reușit să aducă satisfacții enorme. Deci noi, în optul ăla, eram 8 prietene, 8 adversare, 8 leoaice, cum ne zicea antrenorul. La antrenament nu ne cunoșteam. Deci nu ne cunoșteam, pentru că știam că întotdeauna, și asta e o regulă, competiția naște performanță. În 2004, oricum, erați, cred că, clar, mai experimentată decât oricine altcineva din barca respectivă. Eu și Cărmaciu, că suntem același leat. Deci erați în aceeași generație cu Cărmaciu. Nu, ții, Georgescu, dar noi eram veteranele bărcii, iar cele două mezinele aveau jumătatea vârstei noastre. Deci, optul ăla, anul ăla olimpic, Atena, nu am să uit toată viața mea, pentru că noi în acel an n-am câștigat nici o competiție de verificare. Niciuna. Deci șanse prea mari nu prea aveați. Nu, n-aveam nicio șansă. Echipajul nostru este o combinație de experiență și tinerețe și continuă să conducă acum când mai sunt doar vreo 200 de metri până la linia de sosire. Hai România, hai pentru al treilea aur olimpic al canotajului! Încep să-mi pierd suflul, dar momentul este extraordinar, inima îmi bate, fetele noastre sunt aproape de o performanță extraordinară, câștigarea pentru a treia oară a aurului olimpic în proba de 8 rame cu cârmaci. Hai, fetelor! Suntem din ce în ce mai aproape, avem o jumătate de barcă avans, nu cred că mai putem pierde aurul în această probă. România, campioană olimpică pentru a treia oară consecutiv! Bravo, fetelor! Extraordinar! Și a venit momentul jocurilor. În serii am picat cu americancele, care pentru noi a fost finala olimpică. Și din serii câte se califică? Prima. Doar prima se ducea mai departe. Adică am început duminică concursul, am luat bătaie de la americance, care tot anul ne dădeau 2 secunde și ceva, aproape 3. Noi am făcut record de probă și noi și ele, noi al nostru și ele, ne-au bătut cu 18 sutimi, adică o nimica toată, și am zis, dacă suntem istețe, în finală, următoarea duminică, noi am mai tras o recalificare, ca să vă puteți ceea tot... ce nouă ne-a prins bine, ne-a prins enorm de bine că am mai tras o cursă la jumătatea săptămânii, și duminica, când a venit momentul finalei, am studiat, bineînțeles, cursa noastră din serie și am pierdut foarte mult pe prima parte. Am zis, dacă nu le lăsăm să se depărteze de noi, suntem campioane olimpice.
Ați simțit că nu trebuie să pierdeți deloc exact avantajul ăla. Da. Normal, când pleci din poziția de lider, ai altă stare. Și am zis, trebuie să nu le lăsăm să se depărteze, pentru că psihic vor ceda. Când vor vedea, exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Și cu un cărmaci cu experiență, deci ultimul 250 de metri, barca aia a zburat, nu a mers pe apă. Și le-am bătut cu aproape 2 secunde. Deci a fost ceva, dar a fost cursa vieții noastre. Deci cursa vieții noastre, dacă ne puneau buletinele sau cărțile de identitate în față, nu vedeam că e numele meu pe ea. Nu, da, bucuria aia pe care ați avut-o acolo, aia a fost, ori nouă, că erați nouă în barcă, da. Deci o întindeai pe pâine, era solidă. Păi cum am cântat și am jucat pe podium, hai Catrină și mi-arată. Deci Mioara Velicu a fost cea mai fericită, că melodia ei a răsunat la Jocurile Olimpice. Asta trebuie să le povestiți copiilor, nu știu. Le povestesc celor care vor să audă, le povestesc, pentru că sunt realități frumoase, dar astea nu vin așa doar că-ți dorești. De la dumneavoastră sunt de-a dreptul neverosimile. Prima dată când am stat mai mult la povești a fost într-un avion. Vă întorceați de undeva, de la un campionat. Și erați cu soțul dumneavoastră, pe vremea aia cred că era voie cu mai multe bagaje în aeronavă, înconjurați de niște cutii. Da. Cutiile erau pentru cel mic care era acasă. Jucării care veneau să compenseze faptul că mama încă o dată stătuse mult în cantonament, încă o dată fusese plecată. Deci i-am cărat jucării de pe tot globul pământesc. Măcar atâta să compensez. La Atena băiatul avea deja 7 ani. 7 ani, dar începea școala. Începea școala. Ați cam ratat momentul. Da, am ratat multe momente am ratat, dar i-am zis, când o să fii mare, o să fii cel mai mândru de mama ta. Dar când ești mic, oricum nu realizezi ce se întâmplă, el doar vroia pe mama lui lângă el. Dar l-am ținut după mine în cantonament cât a fost mic. S-a putut. Urmă, a mers la grădiniță pentru că și el trebuia să fie un copil normal. Îl luam în vacanțe cu mine. A fost mascota lotului. Deci n-a deranjat, dar l-a ajutat foarte mult. E un copil sociabil, s-a acomodat foarte bine oriunde. Deci cantonamentul... Ăsta e primul moment de relație cu copilul dumneavoastră și al doilea, cred că a fost acum câțiva ani, când el terminase facultatea în Elveția. Era student, probabil, dar nu era clar departe de ideea de a se întoarce în România. Da. Și avea chipul lui pe niște autobuze, da? Țineți minte? Că a făcut parte dintr-o campanie. Da, da. Fost premianții școlii și el a studiat Geneva Business School. Și fiind un copil foarte bun la învățătură, el și cu încă un coleg de-al lui elvețian, pe toată perioada verii, au fost puși pe tramvaiele din Geneva, pentru că facultatea își promova produsele. Și când i-a dat un coleg de-a lui o fotografie, școală, da, i-a dat fotografie și el mi-a trimis o mie. Eu m-am uitat la fotografia și zic, Dragoș, păi ăsta parcă seamănă cu tine. Și el zice, mama, păi chiar eu sunt. Dar n-ați gestionat ușor plecarea lui la școală? Deci... Nu, eu când mă gândesc, nu-mi vine să cred că l-am lăsat. Dar am zis, eu nu am voie. Deci eu nu am voie să-i frâng aripile. Oricât de greu mi-ar fi. Oricât de dureros ar fi. Și nu trebuie să fiu egoistă. Eu trebuie să îl las să facă ceea ce simte el și eu doar să-l susțin. Pentru că și eu am plecat de acasă la 16 ani și nu m-am gândit o secundă ce este în inima părinților mei că plec la 500 de kilometri. Ce relație aveți cu copiii ăștia care acum sunt campioni? Foarte frumoasă. Mi-a fost greu să-i câștig. Extrem de greu. De ce? Mi-a fost. Nu știu. Probabil să se deschidă. Priveau ca pe un președinte, care eu sunt președinte, dar relația mea cu ei nu este ca președinte sportiv, ci este o relație de prietenie,
pentru că și ei sunt oameni normali. Chiar dacă stau în cantonament și se zice că au totul pe tavă, au și ei problemele lor, au și ei durerile lor. Încerc ca această echipă să fie ca un cerc, să se închidă, să plece de la mine și să se închidă cu ultimul, care niciodată ultimul nu este ultimul, pentru că rolul lui este foarte bine determinat în această echipă, echipă mare. Ați avut idoli? Mulți. Mulți idoli am avut. De chiar exemplu. Mulți idoli. De exemplu, regretatul Ivan Pațaichin, Dumnezeu să-l odihnească. E acolo și poza lui. Eu eram la începutul carierei, eu l-am cunoscut pe Ivan Pațaichin înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Când împreună eram în același avion, ne duceam la Jocurile Preolimpice să vedem cum e baza, cum ne pregătim. Ivan deja avea o căruță de medalii, olimpice, mondiale. Mă uitam la el și nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred că îl văd în fața ochilor. Țin minte că era și reprezentantul directorului economic de la CSR cu noi și a zis, aici am banii, dar am uitat codul la acest cifru. Am uitat. Cine îl deschide până aterizăm, o să-l deschid și o să vă pot da banii. Asta seama, erau ce bani? Era o glumă? Nu era o glumă. Era o realitate. Poate el... O fi fost glumă, să ne înțelegem că era în 1983, deci era preolimpic, da. Poate pentru Olimpiada a avut loc în 86, da. El nu ne-a spus-o ca pe o glumă, ci pur și simplu. Păi cine... Comunism, nici nu știați cum arată valuta. Și nu știe ce valută, ce aia. Aveam 18 ani împliniți. Păi cine credeți că a deschis cifrul ăla? Până am aterizat noi la Los Angeles. Ivan. Deci nu îmi venea să crezi și am zis, Doamne, o să ajung eu vreodată să am eu atâtea medalii, să particip la atâtea ediții ale Jocurilor Olimpice. Deci pot să spun că a fost un idol? Sanda Toma, care înainte nu știam ce e la canotaj, dar când am realizat ce înseamnă, mă gândeam, Doamne, cum e să câștige? A fost 3 ani la rând campioană mondială, pac, 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 a venit din atletism, a făcut canotaj, a ieșit campioană mondială, a ieșit campioană olimpică. Așa scurt, am zis, Doamne, ce trebuie să fac eu ca să fiu, să ajung și eu? Totul e să-ți dorești, să-ți dorești să ajungi ceva, să-ți ajungi cineva. Și atunci, sigur că faci cu pași mici, clădești performanța înaltă. La trecerea linii de sosire era atât de relaxată încât putea să se uite spre camerele de luat vedere. Toți mari campioni sunt modești și au așa o viziune de ansamblu asupra lumii pe care nu ți-o dau nici măcar kilometri de cărți. Da, pentru că... De unde vine asta? Vine din... sunt amestecate lucruri, nu pot să vină dintr-un anumit punct. Este clar că un campion trebuie să aibă talent. El trebuie să aibă ceva în plus față de un copil normal. Că eu târziu am realizat că am fost un talent, chiar dacă antrenorii mi-au spus de la început, tu poți, tu trebuie să faci, nu înțelegeam de ce de la mine trebuie să aveau pretențiile astea și nu de la, și de la celelalte colegi de ale mele care eram în același lot, făceam aceeași pregătire, de ce, de ce? E clar că trebuie să ai ceva în plus. Și când ai acest ceva în plus, atunci te face să muncești mai mult, să te uiți în jurul tău mai mult, te face să obligatoriu devii un exemplu pentru ceilalți, că inevitabil, tu nu ceri, dar inevitabil crești și vii deasupra, așa ca uleiul. Și lumea ta din jur, că până ajungi tu mare, îți trebuie niște ani buni să demonstrezi că meriți să fii mare. Și atunci
sacrificiile despre care vorbim și de ce mare loc, că mă sacrific și fac. Nu, trebuie să te sacrifici, dar trebuie să, trebuie să muncești, trebuie să ai niște calități, trebuie să ai pe românește cei 7 ani de acasă, să știi să respecti, să știi să aștepți respect, să știi când să deschizi gura, cum să deschizi, să fii un model, toate lucrurile astea amestecate. Asta spune într-un fel sau explică niște lucruri. Că tu, în momentul în care ești talentat și începi să performezi, devii un model. Repede deasupra celorlalți. Și devii un model. Și asta te, da, obligă, și te obligă să te comporți ca atare. Da. La un comportament, la un alt fel de comportament. Vă mulțumesc pentru modelul pe care l-ați adus în ediția asta. Și sper din tot sufletul că mă sunați să-mi spuneți că ne vedem la Pantelimon. Eu simt că se va întâmpla. Anul viitor ne vedem la Pantelimon. Doamnă, vă mulțumesc și să ne vedem la Olimpiadă, că acolo, Doamne ajută. După Pantelimon, acolo ne stă cel mai bine. Doamne, mulțumesc frumos. Mult succes tuturor. Încă puțin, mai sunt 50 de metri până la sosire. Nici nu-mi cap în ecran celelalte embarcațiuni atât sunt de în spate. România este campioană olimpică la 8+1 fete. România, cu Elisabeta Lipă, purtătoare în drapel la 6 ediții Jocurilor Olimpice.